Salutare, prieteni! Astăzi, la primul vlog despre voluntariat din România, l-am adus pe primul om care m-a convins că implicarea în politică nu era chiar recomandată. Dar în spatele omului implicat în politică, Vlad Voiculescu, stă de fapt voluntarul Vlad Voiculescu. Hai să povestim astăzi ce l-a motivat pe el să se implice în voluntariat în prima fază și dacă putem învăța și noi ceva din treaba asta. Bine ai venit, Vlad! Salut! Când vorbești de voluntar, așa, dar și de om implicat în politică, poți să-mi spui Vlad. Vlad, gata, Vlad. El e Vlad. Știți? Vlad, oameni, oameni, Vlad. Salut! Eu vreau să te întreb din prima, așa, în începutul interviului, cum reușești să aduni atât de mulți oameni în jurul tău? Pentru că chiar ieri vedeam la o prietenă pe Facebook, scrie ceva la modul ăsta. Eu nu prea știu foarte multe despre subiectul ăsta, dar dacă e cu Vlad, eu merg. Adică, e Vlad, eu merg. Eu știu că e bine dacă e cu Vlad. Cum faci? Cum faci? Să zică lumea, băi, eu merg. Băi, sună foarte bine, așa, dar... Cred că e simplu, sunt destul de căpos. Destul de încăpățânat încât nu fac decât ce vreau. Și dacă îmi pun inima și energia și timpul în ceva, apoi e pentru că eu chiar cred în lucrul ăla. Și cred că asta, dacă o faci destul de mult timp, se vede, se simte. Se simte mai degrabă decât se vede. Dacă mă implic în ceva, atunci mă implic cu totul și mă implic pentru că are foarte mult sens pentru mine. Și o întrebare acum pentru oamenii care poate sunt un pic mai timizi sau mai introvertiți și zic, eu n-am cum să vorbesc în public, eu n-am cum să fac treaba asta. Tu cum reușești să ții conferințe de presă, să vorbești la TED, să te lupți cu toate... Da, e o întrebare bună. Eu nu cunosc pe nimeni care să fi fost mai timid decât mine. Practic, toată copilăria mea eram de departe cel mai timid din clasă. Am vorbit prima dată cu o fată în clasa a noua. Ceea ce pentru acum da, e hă. Da, de vorbit, adică n-am avut curaj să sun niciodată o fată până în clasa a noua. Păi și cum ai scăpat până la urmă de timiditatea asta? Ai plecat de la fata aia? Nu, foarte târziu. Apoi am plecat în străinătate și peste timiditatea aia s-a pus încă un strat pentru că am plecat în Austria, unde am locuit 14 ani și în Austria se vorbește germană și germana e una dintre limbile alea pentru care îți trebuie o viață întreagă, practic. Dacă nu o înveți de când ești foarte mic, apoi nu o înveți foarte ușor, nu e o limbă ușoară și nu e o limbă pe care s-o prinzi din zbor. Trebuie ceva muncă acolo. Și am studiat în germană, iar cu timiditatea mea au fost câțiva ani, s-a pupat la fix, da, și au fost câțiva ani în care pur și simplu nu am vorbit, nu am vorbit cu nimeni. Vorbeam seara un minut acasă și un minut de la Viena era fix un euro. Practic aveam, bugetul meu zilnic era undeva 4-5 euro pe zi și un euro îl dădeam tot timpul pentru a vorbi un minut acasă. Și cam asta era dialogul meu și asta a fost pentru mult timp. Apoi, de vorbit în public, asta abia când am ajuns ministru. Deci era și acolo pentru că n-am mai avut încotro. Practic, chiar când am ieșit prima dată într-o conferință de presă, primul cuvânt pe care l-am spus a fost 14, pentru că erau 14 camere. Camere. 14 camere, deci cumva mi-e teamă oricum de mi-era, acum mai puțin, mi-era de o singură cameră sau de un singur om care stă în fața mea, mai ales dacă mă ridici în picioare sau dacă mă ridicai în picioare, mi se tăia glasul pur și simplu. Și atunci când am ajuns acolo și am luat 14 camere și după aia n-am mai știut ce să zic și am zis eu sunt Vlad. Bună! Eu sunt Vlad și da, asta cumva... Și apoi, apoi încet, încet, mai ales când m-am și enervat. Ai putea zice că tocmai din o enervare te-ai apucat de voluntariat? Mă rog, ceva ce s-a numit după aia voluntariat? Da, cred că... Eu așa funcționez, cred că fiecare funcționează, trebuie să găsim mai devreme sau mai târziu, da, și lucrurile care cumva să înțelegem mecanismele interioare.
cred că la mine funcționează lucrurile așa. Pe de o parte, sunt lucruri care mă enervează, dar nu nimicul, ci lucruri profunde. Atunci când am aflat că lipsesc medicamente pentru copii bolnavi de cancer în România, lucrul ăsta m-a enervat și ăsta e primul pas, să te enervezi. Cumva când vezi că realitatea ar trebui să fie așa și de fapt e așa, atunci simți că ceva e nedrept, dar asta nu ajunge. Al doilea pas e să te gândești dacă tu poți să faci ceva. Și eu, de exemplu, da, îmi pasă de încălzirea globală, dar nu simt că eu aș putea să fac ceva absolut semnificativ de mâine. Sigur, fac partea mea, nu arunc, încerc să folosesc cât mai puțin plastic, nu arunc pe jos, să folosesc mai puțin apă și toate lucrurile astea, partea mea, îmi fac partea mea. Dar nu simt că eu aș putea să am o contribuție semnificativă, adică pot să dorm noaptea din cauza asta. Pe de altă parte, dacă în cazul ăla, atunci când am aflat că nu sunt medicamente pentru copii bolnavi de cancer, dacă m-am gândit că eu pot să mă duc la farmacie și să cumpăr medicamentele astea în Viena și după aceea să le aduc, asta într-adevăr m-a făcut să nu mai dorm noaptea, pentru că dacă eu am înțeles că pot să fac lucrul ăsta, atunci a trebuit să-l și fac. Mai ales că ți-ai dat seama de impact, cum ziceai tu, că din 300 de euro ai salvat viața a 3 copii. Da, practic. Că 300 de euro e ce? Nimic. Bilet de avion? Da, exact. Nu foarte departe. Cred că un lucru pe care îl înveți dacă mergi la ASE sau dacă studiezi economie este ideea asta de eficiență. Că unii dintre noi o au de la părinți, alții o dobândesc mai târziu. Da, rămuirea banului și nu numai a banului, ci a timpului, a energiei noastre, că avem resurse limitate de timp, de energie, de dragoste, de toate. Și toate astea cumva trebuie să le pui acolo unde au impact mai mare. Pentru mine, în 2008 până în 2012, ceea ce s-a numit apoi rețeaua citostaticilor, adică să mă duc la farmacie în Viena să cumpăr un medicament și după aceea să-l trimit în București pentru cineva care are nevoie, asta, efortul ăla al meu era atât de mic și impactul e atât de mare să te asigure că un copil sau un om are medicamentul de care e nevoie. E imens și cred că la fiecare pas găsim oportunități de genul ăsta. Mie îmi place să le văd, să le înțeleg și apoi încep să mă obsedeze. Și dacă văd că pot eu să fac ceva, eu un om normal, atunci mă duc și fac. Și fără să mă gândesc prea tare, și dacă mă costă ceva și dacă greșesc, măcar știu că am făcut ce am putut eu și am făcut-o cu bună intenție. Și dacă iese bine, dacă nu, nu. Dar eu am făcut partea. A fost vreunul care a fugit cu medicamentele, că mă gândesc că deja erau sute mii de euro. Niciodată. A fost unul singur care a luat medicamentele pe care le-am trimis noi și după aia a încercat să le vândă mai scump. Dar l-am identificat imediat. Da, și e foarte trist chiar că asta s-a întâmplat, dar dacă calculăm numai în aia 5 ani, am trimis medicamente pentru vreo 2500 de oameni. Și atunci, faptul că s-a întâmplat odată, ok, se întâmplă. Ce crezi că i-a ținut pe oamenii ăștia cinstiți și dornici să investească? Cred că majoritatea oamenilor sunt cinstiți. Cred că majoritatea oamenilor sunt cinstiți. Da, cred asta. Cred asta foarte tare și cred că ce poți să faci, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru un om este să-i redai demnitate. Și fiecare are nevoia asta de a ajuta în noi, fie că o conștientizăm, fie că nu. Vreau să ajungem acum la locul unde ne aflăm, Magic Camp, mă rog, sediu oficial Magic Camp. Și cum a început toată povestea asta, cum te descurci copii, zic cu dumneavoastră, eu cel puțin care n-am copii, mă uit că la cei care au copii, parcă le vine așa natural, nu știu, eu mă duc și îmi câștigez vocea, ai ce-ți mai fac după, da, nu știu, da, să-mi dau seama de vârstă, dacă are 5 ani, 6, nu știu să citească, îl întreb, deci știi, foarte, foarte greu copii, eram fix acolo, știi, prima mea experiență cu, spuneam că eram foarte timid. Erai. Și eram foarte timid. Cred că nu mai sunt foarte timid. Eram foarte timid și mi se părea
sau o parte din timiditatea mea venea din conștiința faptului că sunt cel mai plictisitor om din lume. Wow. Eram foarte convins că sunt cel mai plictisitor om din lume. Și eram convins că dacă în fața unui adult cumva pot să mai dregi, pot să mai păcălești, pot să discuți despre vreme, politică, pot să discuți despre vreme, despre economie, vacanțe, despre vacanțe, despre orice. E, în fața unui copil e greu, e greu să-l păcălești. Și el o să te vadă imediat și o să zică: tu ești cel mai plictisitor om din lume, nu vreau să am de-a face cu tine, mă plictisești. Și în capul tău așa era. Și în capul meu fix așa era. Și prima acțiune de voluntariat pe care am făcut-o eu a fost să organizez tabere de limba germană la Viena pentru copii de la mine din sat. Am făcut asta în 2006 sau 2007, acum ceva vreme, aveam 21 de ani. Și tocmai trecusem eu prin experiența asta de mers la Viena fără să știu limba germană. Atunci m-am gândit, ok, dacă mie mi-a fost așa greu, aș vrea ca altora să nu le mai fie la fel de greu. Și atunci am adus un profesor de limba germană la mine în sat, l-am cazat la mama acasă și programul era așa, 3 săptămâni de predat germană, intensiv, în fiecare zi, și apoi ultima săptămână de curs, ultima săptămână era la Viena. Toți copiii care participaseră la curs mergeau la Viena. Ce s-a întâmplat? E că deși eu eram convins că toți o să mă vadă și o să zică, tu ești ăla. Da, ce s-a întâmplat este că domnișoara asta care a venit, doamna profesoară, Carla, le-a povestit cât de mișto e Vlad și cum Vlad a organizat totul. Le-a făcut deja o aură. Și după aia când m-am dus, eu am fost la mine la Brănești, am venit de la Viena să iau pe toți, să mergem în acea săptămână la Viena. Și când am venit, toți erau Vlad! Și atât de mult contează contextul. Atât de mult contează contextul, știi? Dacă tu ai venit deschisă astăzi aici să facem interviu, e și pentru că tu ai auzit de undeva de mine, știi? Și ai citit și cumva cineva ți-a spus ceva de bine. Fie că a scris un articol de bine, știi? Și atunci interacțiunea se desfășoară cu totul altfel. Și eu știu de tine de la Oana Gheorghiu, de la Dăruiește Viața, și mi-a zis, Eli, super mișto, trebuie neapărat să te vezi cu ea. Și atunci asta leagă lucrurile. Exact. Și atunci un lucru pe care putem să-l facem fiecare, e foarte simplu și nu costă absolut nimic, este să spui ceva de bine despre altcineva. Sau atunci când cineva face un lucru bun, să-i spui, păi, foarte tare, foarte tare, felicitări. Nu ne costă nimic, dar e o diferență enormă, e o diferență enormă. Și nu facem asta destul la noi, în România. Și revenind la Magic Camp, atunci când ai început proiectul ăsta, ai zis că e așa, în spatele casei părinților tăi, să fie aici o chestie așa, vor veni 10-20 de copii, da, și vom vedea noi. A fost mai întâi locul sau ideea? A fost ideea. Și nici măcar nu putem avea pretenția că ne aparține. Îi aparține domnului Paul Newman, care a făcut în Statele Unite o tabără pentru copii cu afecțiuni grave. Doream tabăra și tabăra lui Paul Newman e făcută de asemenea pe câteva hectare. Am verificat mai multe posibilități din zonă. Toată lumea ne-a refuzat, o dată pentru că erau copii, al doilea pentru că erau copii bolnavi. Și am început să cumpăr bucăți de teren, bucată cu bucată, bucată cu bucată. Mă simt perfect cu toți copiii de vârsta mea, aceeași boală, și înseamnă aproape totul, pentru că
În realitate, când ieșim din magia acestei tabere, revii la viața normală și toți te ignoră pentru că știu ce boală ai și nu prea te bagă în seamă oamenii. Deci ăsta e locul meu de refugiu cel mai fericit. Pentru mine tabăra aceasta m-a scos din starea mea nașpa. După ce m-am îmbolnăvit, majoritatea prietenilor în ghilimele, n-au mai vorbit cu mine, n-au mai ținut legătura. Chiar am avut și fost iubit și mi-a zis ceva în genul că și-a pierdut încrederea când a aflat ce am și că este frică să vorbească cu mine și m-am simțit foarte nașpa și nu am mai răspuns ca nimeni. Adică niciodată nu o să învățăm cum să ne comportăm cu celelalte persoane dacă nu încercăm. O să fim mereu lași și o să fugim de noi înșine mai mult. Dreptatea este atunci când nu te judecă nimeni și ar trebui să vină la tine să te întrebe ce ai pățit și nu să te vorbească de la spate. Atunci când se îmbolnăvește un copil, cumva tot ce are familia și banii și timpul și toată energia se duc către medicamente și către a face bine copilul. Și atunci, dacă un copil se îmbolnăvește și mai are încă 3 frați, și pentru ei e greu, nu numai exact. Pentru copil, și pentru părinți. Și atunci, ce încercăm să facem în taberele astea este să-i facem pur și simplu să fie copii din nou. Îți mai găsești timp să te duci? Da, încerc să ajung în fiecare săptămână, în weekend în general, chiar dacă mă duc dimineața și plec seara, încerc să ajung acolo măcar să-i văd. Și ai vreo poveste așa la care se duce mintea când simți așa într-o zi din aia de cât de greu e, frate, nu mai pot, nu știu, m-a dezamăgit și ăla sau poate, nu știu, te simți tu așa mai down? Ai vreo poveste, nu știu, la care te gândești, uite, pentru treaba asta, nu știu, vreun copil, vreun caz, Sunt mulți, adică avem povești, aproape fiecare copil care vine în Magic Camp are o poveste extraordinară și vezi acolo puterea din ei, puterea cu care ei se luptă atunci când, câteodată când medicii spun că nu mai e nicio șansă, știi? Și sunt, deși majoritatea se fac bine, peste 50% dintre copiii care sunt diagnosticați cu cancer se fac bine. Dar pentru unii e foarte greu, foarte greu. Și vezi, mi-amintesc de Leo. Leo n-avea o mânuță, pentru că fusese operat. Moi s-a urcat pe, era un panou de cățărare de vreo 5 metri avea. Și s-a urcat el acolo. Fără mânuță. Puterea pe care o au copiii și părinților e extraordinară. Și apoi și medicii sunt extraordinari. Avem medici aproape din toate spitalele din țară care vin și fac voluntariat. Dar voi nu v-ați oprit aici. Și ați mai făcut? Stai că mi-am notat că am zis că uite. Magic Home. Magic Box. Magic Chat. Magic Ticket. Connective Camp, Blue Camp. Și cum merge treaba asta? Vine cineva și zice o idee, uite, eu vreau să fac o tabără pentru copiii care au suferit arsuri. Și ce se întâmplă din punctul ăsta de la idee până la, actually, tabără în sine? Păi e simplu. Mai întâi, fiecare idee pleacă de la o nevoie pe care o constată. Adică văd că un anumit tip de sau că niște copii au un anumit tip de problemă și mă gândesc la soluție. Mă gândesc ce aș putea să fac eu, ce am putea să facem noi, ce stă în puterea noastră să facem pentru problema aia. Deci prima dată trebuie să înțelegi problema. A doua oară trebuie să te gândești care este potențiala soluție și apoi încet trebuie să o pui în practică. Da, dacă depinde de tine. Deci asta zice. Unu, înțelegi problema și e important să înțelegi problema și e important să înțelegi și să te uiți la ea din mai multe părți, din mai multe aspecte. Adică să înțelegi, uite, Magic Home. O problemă e că atunci când copilul vine la tratament, părintele trebuie să vină cu el. Și că drumul e o problemă. Drumul e o problemă, costă mult. Dacă trebuie să faci un drum de la, nu știu, Caraș Severin la București,
de 50 de ori într-un an, ceea ce se întâmplă, chiar e asta trenul, costă. Chiar și cu trenul, oricum, costă mult. Bun. Dar după aia mai e un aspect, trebuie să aibă unde să stea. Și dacă părintele stă pe un nenorocit de scaun lângă patul copilului, asta cu siguranță nu e. Dacă n-are un loc unde să-și facă duș, dacă n-are un loc unde să să-și spele hainele, de exemplu, sau să poată să doarmă liniștit, asta nu e în regulă. Și asta e problema. După aia, soluția care stă în mâinile noastre e sigur să să-i ajuți cu transportul, să-i ajuți cu bani, că altfel nu se poate, să zic că poți să ai mașină, asta e mult mai complicat, dar să ajuți cu bani pentru transport și apoi să construiești un loc care să fie lângă spital și unde părintele să poată să meargă să facă un duș, să poată să-și spele hainele, să poată să se odihnească, să poată să gătească ceva. Bun, și atunci să creezi locul ăsta unde părintele se ducă întotdeauna cu copilul, dacă se simte un pic bine și să fie lângă spital și să miroasă frumos și să fie primitor și să aibă televizor și să aibă un pat frumos și să aibă cumva dormitorul lor. Asta e un lucru relativ simplu pe care noi putem să-l facem. Și am zis ce trebuie să facem pentru asta, să construim o casă. Bun, asta este soluția, da? Am definit soluția. Și am înțeles problema, am definit soluția. După aceea am zis, putem noi să facem asta? Păi sigur că putem. Și ne oprește. Trebuie numai că n-avem nimic. Dar pentru asta, poate ce ne-ar trebui? Ne-ar trebui niște oameni care să ne, care să ne ajute fiecare cu câte puțin, cu 2 euro, am zis noi atunci. Și ne trebuie, ne-au ieșit cam multe oameni, 100 de mii de oameni. Ok, 100 de mii, am zis, păi hai să ne gândim cam cum am putea să facem, să ajungem la cât mai mulți oameni care să dea fiecare câte 2 euro. Și a fost o agenție de publicitate care se cheamă Jazz, că știi cum e muzica, Jazz Communication. Și ei au venit cu ideea asta, un clip foarte deștept. Un clip care rezuma problema și spunea, this is a chair. Ăsta este un scaun, pe scaunul ăsta stau părinții copiilor bolnavi de cancer. Și după aia spunea, și asta este soluția, asta este casa. Și pentru asta, noi o să ne așezăm pe scaun și o să facem cu rândul pe scaun până să strângem 100.000 de oameni și uite cum poți să ajuți tu. Poți să trimiți un SMS cu MAGIC la 8844 și prin asta o să donezi 2 euro pe lună. Poți să oprești donația după o lună sau poți să o lași să continue. Deci, problemă, soluție și cum poți ajuta. Și asta, prin asta am cerut ajutorul oamenilor și au venit, a durat cred că 3 săptămâni, ceea ce a fost cea mai rapidă și cea mai eficientă campanie de până atunci. Așa. Voiam să revin un pic la partea în care, cum ziceai, ai făcut studiile în Viena. Și norocul nostru e că te-ai întors în România. Și cum ai avut așa un declic? Băi, eu mă întorc în România. M-am întors din câteva motive, dar principalul motiv a fost cumva nevoia asta de sens. Nevoia să faci lucruri care să însemne mai mult decât care să conteze, da. Care să conteze cu adevărat și dacă se poate să conteze pentru mai mulți oameni sau care să conteze pentru mine și pentru mine contează mult lucrurile care înseamnă ceva și pentru alți oameni. Și tocmai a fost ese colectiv și la colectiv am fost aici, am făcut voluntariat și am cunoscut niște oameni. Am cunoscut câteva dintre victimele de la colectiv, câteva dintre răniți și familiile lor și am descoperit așa o generație de români pe care eu nu știam. Cu 14 ani nu erați așa. Da, exact. Când plecasem eu din România și cumva generațiile de după mine, eu nu le știam. Și cred că sunt oameni foarte mișto, sunt oameni care ce văd acum la voluntarii de la Magic Camp, oameni de la 14 ani în sus, văd oameni care au nevoia asta de sens mult mai devreme. Văd oameni care vor să aibă impact mult mai devreme. Fac parte dintr-o lume care este mai liberă și care, da, caută sens. Și sensul, dacă fie pe vremea comuniștilor, doreai democrație, să fie libertate. Acum avem democrație, uităm să o prețuim. Și uităm că în urmă cu 30 de ani oamenii mureau în închisoare, mulți mureau în închisoare. De ce? Pentru că îndrăzneau să spună că Ceaușescu e tâmpit sau că Partidul Comunist este o gașcă de hoți. Lucrurile astea uităm să le prețuim, dar libertatea trebuie apărată tot timpul. Și de aia, uite, acum faci să vorbesc despre politică. Nu știu, politica, dar nu știu, 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 dar
politica este despre cum trăim unii cu alții. E simplu, despre asta e politica. Și când spui că nu mă interesează politica, nu vreau să fac politică, politica este despre cum trăim unii cu alții. Dacă noi suntem aici 3-4, practic atunci când stabilim când o să mâncăm sau ce o să mâncăm, sau dacă ieșim afară sau așa, într-un fel facem politică, în sensul cel mai de bază, în sensul că trebuie să luăm decizii împreună despre ceea ce facem împreună. Și dacă comandăm, dacă fiecare se duce și ia de mâncare separat, este foarte, foarte ineficient. Dacă stabilim ce să comandăm împreună, asta este un fel, trebuie să ne înțelegem. Unul să zică ceva, trebuie să ne înțelegem. Asta e varianta minimală. Da, e varianta minimală de politică, dacă vrei. Și după aia, dacă vrei, putem să stabilim că unul dintre noi se duce și comandă de mâncare. Și ăla este un om ales. Noi l-am ales, bun. Dacă ăla nu face treabă bună, dacă ăla ia ceva rău de mâncare sau întârzie sau uită, atunci înseamnă că n-am ales omul potrivit și trebuie să alegem pe altcineva. Fix la fel este și cu politicienii. Adică cei care intră în politică spun, ok, vreau să mă duc eu să vă aduc de mâncare. Aveți încredere în mine că vă aduc ceva bun de mâncare și că iau dintr-un loc în care este și proaspăt și ieftin. Și oamenii spun, da, avem încredere în tine, și el câteodată se duce și fără bani. Și atunci ăsta e un politician de care ar trebui să vrei să scapi. Ar trebui să vrei să scapi imediat. Bă, mi-e foame, ți-am dat încredere, ți-am dat banii, nu mi-ai adus ce ai promis când aduci. Exact, la revedere. Dacă noi, știi, oamenii, că atunci când zicem nu ne interesează politica, sau politica e murdară, sau nu mă bag în asta, nu votez, ce înseamnă asta este, dacă reducem din nou la exemplu de mai devreme, e nu mă interesează ce mi-aduce de mâncare, nu particip la decizia asta dacă îl trimitem pe Gigel sau pe Ionel, dar dacă nu particip la asta, ăla tot o să aducă mâncare și pentru tine, sau o să uite să-ți aducă mâncare pentru tine. Deci, cumva, nu se poate, nu putem să ne ducem cu toții să ne luăm de mâncare separat, adică nu putem să influențăm fiecare pe cont propriu societatea decât într-un plan foarte mic. Dacă vrem să facem ceva mai mare, trebuie să ne adunăm. De-aia noi aici la Magic Camp ne adunăm, suntem o echipă de 15 persoane și ne adunăm cu vreo 1000 de voluntari. Pentru că singur nu poți să faci prea multe lucruri. De-aia ai nevoie de ONG-uri, de-aia ai nevoie de politică la nivel mai mare. Ca să faci lucruri la nivel mai mare, pentru mai mulți oameni, sau chiar dacă vrei să faci o companie. O companie este, nu, are mai mulți angajați, are câteodată mai mulți oameni care pun bani împreună ca să construiască ceva, ceea ce fiecare, ce face fiecare nu poate să construiască pe cont propriu. Deci trebuie să învățăm să lucrăm unii cu alții și asta este într-o bună măsură și politică. Uite, nu mi-e rușine un pic așa să recunosc, dar asta este. Ia să vedem. Acum aștept. Ideea e că până spre facultate, cred că spre finalul facultății, abia atunci cumva am conștientizat eu cât de important, poate și momentul ăsta de colectiv la care facem referire încă toată lumea, cred că a schimbat ceva în noi. Cum putem noi, cei care abia acum începem să ne interesăm așa de ce înseamnă un vot, cât de important e, cum putem să validăm cât mai rapid un om pe care să-l alegem, să ne reprezinte și să-l urmărim și să-l votăm în cele din urmă? Păi asta e cel mai simplu. Dacă cea mai simplă formă de a face politică este să te uiți cine a făcut pasul ăsta, cine își asumă să iasă în față și să zică eu mă duc și mă iau de mâncare. Okay. Da? Te uiți la oamenii care au intrat deja în politică și le alegi pe unul sau pe doi sau pe trei. Da? Și le scrii un e-mail sau le scrii pe Facebook sau le dai un follow pe Facebook sau le primiți, sunt tot felul de, poți să te înscrii la un newsletter sau... Spui, bă, uite, eu cred că pot să am încredere în ăsta, da? Cum zic, poți fi unul, poți fi doi. Și spui, am încredere în tine și după aia când greșești, îi spui, îi scrii. Băi, uite, eu cred că ai greșit cu aia, cred că ar trebui să faci așa. Dar dacă nu greșește sau dacă vezi că are toate bunele intenții și că face bine ce face, atunci trebuie să-l ajuți pe omul ăla ca el să poată să te ajute pe tine. Păi, unul, îi dai, îi spui, îi dai votul, doi, îi scrii și îi spui, uite, aș vrea, eu cred că pentru mine, dacă eu stau în cartier, nu știu care, pentru mine principala problemă este asta, uite, hai să vedem cum putem să o rezolvăm împreună pe asta.
preocupat? Dacă e preocupat cine? Poate nu să-ți răspundă la o... Poate nu-ți răspunde imediat, dar poate îi mai scrie o dată și poate că la un moment dat o să-ți răspundă. Dar ce ar trebui să faci este, în orice caz, să te uiți și să vezi în cine crezi că poți să ai încredere. Dacă nu poți să ai încredere, dacă fie într-un om, fie într-un partid. Un partid politic e la fel ca un ONG, la fel ca o companie, sunt mai mulți oameni care încearcă să facă ceva teoretic bun împreună. Unele partide vor să facă ceva bun, mai ales cele... Eu m-aș uita la cele înființate acum nou. Noi tocmai am fondat un partid care se cheamă Plus. Just Saying. Dar poți să vezi și la alte partide. Uite-te la unul care, la unul care are oameni despre care știi că vor să facă ceva bun. Uite-te la ce au făcut oamenii înainte. Asta e. Faptele vorbesc despre oameni mult mai mult decât vorbele. Știi? La politicieni, de multe ori oamenii se gândesc că, bă, ce bine le zice. Ai văzut ce e tare în clonț, da? i-a zis-o foarte bine. Ăsta a zis, da, și acum? Ăsta a zis, da. Și ăsta ce zice? Ia să vedem. Și cum mai meșteșugește vorbele și cum e mai agresiv, mai puțin agresiv. Cum ar fi să ne uităm la oameni dacă chiar au făcut ceva bun pentru alții? Da, fie într-o companie, fie într-un ONG, fie de, nu știu, ei înșiși. Au făcut ceva bun vreodată pentru cineva, nu numai pentru ei și pentru familia lor, dar poate pentru alții au făcut vreodată ceva, că asta un politician ar trebui să demonstreze că are un interes să facă ceva bun pentru mulți oameni. Și asta e pentru cei tineri și pentru cei mai puțin tineri, gen care, de exemplu, nu au social media neapărat, cum plănuiți ajungeți la ei? Mama e, de exemplu, sigur n-are Instagram, n-are nici Facebook. E simplu, la mama aia ta nu putem să ajungem decât prin tine. Pentru că fizic n-ai cum să ajungi la toate mamaile din țara asta, n-ai cum să ajungi în fiecare colțișor. Poți să-i spui pur și simplu, băi, eu am încredere, uite, dacă o să ai încredere în mine, atunci poți să zici, eu am încredere în Vlad, îl cunosc personal, dacă o să facă vreodată o prostie, poți să ai încredere în mine, mamaie, că îl sun și îi spun, păi Vlad, ce dracu ai făcut? Da, ai făcut o prostie și eu i-am spus lui mamaie că am încredere în tine, te rog să o corectezi. Dar dacă tu nu o să vorbești cu mamaia ta, la ea nu o să ajung și nu o să ajungă decât cei care o mint la televizor. Și sunt destui care o mint în fiecare seară la televizor. Un exercițiu pe care vreau să-l facem este să facem schimb de locuri. Ok. Tu să fii Vlad vorbește. Ok. Și eu să reprezint cumva simbolic tineretul, cumva cel care ar putea să facă o schimbare, poate, okay, în România. Și întreabă-i ceva. Eu să ne răspund în comentarii. Poți acolo sau acolo? Aici. Acolo. Așa, bun. Dragă tineret. Măi tineretule. Măi. Da, măi tineretule. Deci, ai făcut voluntariat? Dacă n-ai făcut voluntariat, cum ai putea fi convins? Cum am ajunge cel mai repede la tine? Dacă am vrea să fii voluntar la Magic Camp sau într-un proiect Magic Camp. Spune-mi pe Instagram, pe Facebook, comentariu aici la Eli, cum am putea? Care sunt principalele canale pe care le urmărești tu? Cum am putea să ajungem la tine ca să îți spunem ce fel de voluntariat îți propunem noi? Dacă o să candidezi ca primar al Bucureștiului și o să ieși, o să mai faci voluntariat? O să candidez pentru primăria Bucureștiului în 2020, o să câștig și da, o să fac voluntariat toată viața. Exact. Vezi că asta o să rămână, o să fie la televizor în paralel. Uite, Vlad Voiculescu a zis. Bun, sper că v-a plăcut interviul nostru cu Vlad. Sper că v-ați luat măcar o lecție din toată treaba asta. Dați-ne un subscribe, dați-ne un share la acest filmul, să ducem mai departe mesajul ăsta de la cei de vârsta noastră, mai mici, mai mari, până la mamaie care n-are YouTube să ne vadă acum. Ați înțeles ideea? Dați-ne un subscribe. Stai așa. Mi se suflă în cască că Vlad Voiculescu vrea să dea subscribe acum pe YouTube. Wow, acum, nu știu, aici am auzit imediat. Pe YouTube. Așa, Eli vorbește, dar nu știu, așa mi se zice în cască acum, nu știu ce am primit, Dan. S-a transmis de la... Bun, și până la data viitoare eu vă garantez că Eli vorbește.